Neapusă fie, Doamne, în această seară dragostea Ta și primită fie rugăciunea mea. Împărtășită fie bucuria cea care naște din sfânta credință și fericită-mi fie vremea cea pe care o petrec în curată stăruință. Dă-mi, Doamne, să înțeleg că și acest sfârșit de zi va aduce un nou început pentru tot restul vieții mele și că cei vrednici de mântuire lasă în grija Ta și ce a fost, dar și ce va veni. Și neajunsă e astfel veselia lor și nefrământată e mulțumirea lor. Ajută-mi, Doamne, în această seară să pot lăsa și eu toate în grija Ta și să mă încred cu totul voii Tale. Amin. Iată, Doamne, că apune încă o zi din viața mea și gândul mi-e la Tine. Ține-mi sufletul împăcat în seara aceasta și dă-mi Tu numai bine. Iartă-mă dacă astăzi nu am făcut îndeajuns ca să merit toate minunile pe care le aștept de la Tine. Dar știi că sunt doar om și numai Tu ești sfânt în mine. Primește acum această rugăciune, căci ea e mărturie vie a credinței mele și ține-mă supus nemărginirii Tale și luminii Tale, cea care mă ține cu viață. Veghează-mi odihna și păzește-mi visele în noaptea care vine și înfășoară-mă Tu, Doamne, cu blândețea Ta, cea mângâietoare și liniștitoare. În numele Celui fără de început și fără de sfârșit, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin.